Și acum partea a doua. A relației de lungă durată complicată. Pentru că na, nu e nicio relație de viață simplă. Dar aceasta este complicată, în care va da în ceva toxic. În momentul când găsește pe cineva, unul dintre ei, păi da, am găsit o fată mai bună sau un băiat mai bun, celălalt o să aibă o criză de nervi. Cum? Că am investit în această relație împreună. Am zugrăvit această casă, am pus această fațadă, acest acoperiș și toate cele. Înțelegi? Nu înțelegi. Am cumpărat aceste electrocasnice, care acum s-au stricat. Suntem la a doua mână. Dar nu ne-am căsătorit încă. Pentru că mai vrem să facem un test drive ori cu altă fată, ori cu alt băiat. Înainte a ne căsători, pentru că mama fetei spune, înainte să te căsătorești, fă cât mai multe test drive-uri cât poți. Nefiind căsătorită, acel sfat a rămas întipărit. Dar ea este într-o relație de lungă durată complicată, în care a zugrăvit o casă, fațadă, a spălat, a călcat. A petrecut cu concubinul. Trecem mai departe. Când i s-a aduce inelul de logodnă sau ceea ce se cheamă de însurătoare sau cererea. Există două variante. 1. Dar ce mi-aduci mie asta? Că sunt într-o relație de lungă, durată, complicată. Știi? Sau este inelul pe care îl doream. Știi? Dar nu spune nimic despre faptul că avea întipărită acea frază a mamei. Înainte să te căsătorești, testează câți mai mulți băieți ca să știi ce-ți dorești și în viață să reușești. Fiind în concubinaj, se mai poate întâmpla și un alt ataj. Știi? Ca la mobră, când mergeai înainte și mai aveai și atașul lângă tine. Unul stă pe motocicletă și conduce, unul stă în spinarea lui și mai e și un ataș mic acolo. Ori pentru ea, ori pentru el. Pentru că ești în concubinaj. Practic, relația de lungă durată, complicată, înseamnă ceva de genul, dacă cu cine nu m-a înșelat, ori el, ori ea, când s-au căsătorit, iar m-a înșelat cu cine nu trebuie, dar nu, e prietenul prietenei, sau prietena prietenei, sau prietena prietenei, prietenei prietenei, sau dacă îi mai duce capul un pic, nu este prietena prietenii prietenei, este clientul clientei, furnizorul, beneficiarul sau altceva. Simplu și la obiect. Te lasă perplex. Îi spui, ia și tu asta. Știi? Pentru
Pentru ce este acesta? Cum pentru ce? A ne oficia relația noastră? Și ea începe. Păi da, știi, sunt într-o relație de lungă durată, complicată, cu cineva. Dar nu știe cine e acel cineva. E actualul concubin? Beneficiarul? Furnizorul? Haide să-i mai spunem mai departe. Trecem mai departe. Ce ar mai putea fi? Colegul de muncă, colega de muncă, clientul, clienta. Nu mai contează. Trece timpul, îmbătrânește, relația de lungă durată se creează, stăm în casă, doar am zugrăvit a noastră fațadă, am pus acoperișul, am făcut o casă. Interesantă. Practic, în momentul când este chestia aceea cu relație de lungă durată, complicată, și tu ești în chestia aceea cu motocicleta, cu mobra și cu atașul și ești în ataș, ești cel mai fericit că poți să te dai oricând. Și din mers, pentru că are un cuplaj. Și am ajuns ca în pisica albă, pisica neagră. Amândoi mergeau pe scooter și nu vreau să se căsătorească deloc. A lor nuntă țigănească. Interesant, nu? Și uite așa, fug amândoi de la nuntă. Cel care e în ataș poate să iasă viu și nevătămat, ceilalți se duc mai departe pe drumul lor, pe motocicletă, pe o relație sau cu o relație de lungă durată, complicată, care se transformă într-o căsătorie interesantă, după care începe cu chestia aceea. Câți amanți ai? Pentru că, na, mama ți-a zis. Nu. Ți-a zis decât să testezi cât mai mulți băieți sau cât mai multe fete. Înainte de căsătorie. Și rămâne chestia aceea. Să nu mai încerc eu așa ceva după căsătorie. Păi da, poate încearcă deja așa ceva și domnișoara viitoare doamnă și domnișorul viitor domn sau viitoarea soție sau viitorul soț. Se duc pe o relație de din lungă durată complicată într-o relație toxică în care înseamnă la un moment dat cu cine nu m-a înșelat, a fost o curtoazie, un flirt, un nu știu ce, te rog să uiți ce a fost, a fost un delir. După care, la un moment dat, ajunge în viață. Mă, da, proastă am fost în viață sau prost am fost în viață, că atunci când am găsit ceva mai bun, nu s-a despărțit pentru că nu mai avea decât o relație. Din relația de lungă durată complicată, o relație toxică de mariaj, în care ziua însemna o cafea,
O țigară, mahoarcă, fumată. Stai să vezi, că trebuie să ajungi și să procreezi. Și să faci copilul. Copilul. Unu sau doi. Sau trei. Sau patru. Sau cât să-i dori. Și am să creez și să procreez un singur copil. De ce? Pentru că la început era o relație de lungă durată, complicată, care s-a transformat într-o relație toxică în timpul mariajului și nu știi de ce. Iar răspunsul vine așa. Mama sau tata ți-a spus să încerci un băiat sau o fată de N mii de ori, un băiat, niște băieți sau niște fete, înainte să te căsătorești. Când ajunge în relația de lungă durată, începe așa ceva. Nu. Bun. Și apoi îmi spune, dacă mă iei pe mine de soție sau nu știu ce, te voi ține în puf. La fiecare vede puful diferit. Nu știu dacă ați văzut. Ca la lebede. Unele sunt albe, unele sunt negre. Puful de pe lebăda albă nu se potrivește pe lebăda neagră. Așa cum cioara neagră nu are același penaș cu cioara pestriță sau cum vrei să-i spuneți, cu pene albe și cu negre. Acesta este puful pe care l-ai într-o relație. Mai mult sau mai puțin. Când e relație de lungă durată, complicată, transformată în mariaj și o relație toxică, și trebuie să procreezi un copil, doi copii, trei copii, patru copii, deja este trist. Pentru că ajung la situația aceea. Îți fac un copil și atât. El vrea mai mult. Sau ea vrea mai mult. Și mai ai cealaltă variantă. Când apare copilul, și din relația toxică de căsătorie apare ceea ce se cheamă, cum îi spunem, copilul. Ia uite ce frumos gângurești. Și al nostru, dragă, și al nostru. Și la început, relația se îndreaptă. Punct. Interesant și al lor puf.